Trecerea unei jumătăți de secol petrecută în cuplu trebuie sărbătorită cu fast, deoarece nu mulți sunt cei care se pot bucura de o astfel de ocazie. Așadar, ca în fiecare an, de Sfântul Valentin, pe 14 februarie, cele mai longevive cupluri câmpulungene sunt sărbătorite într-un cadru festiv de către Primăria Municipiului Câmpulung. Din păcate, dragobetele, anul ăsta pică duminică și vom face pe 14 joi ziua îndrăgostiților, de Valentine Day, cum zicem noi americanii. Avem până acum vreo 16 cupluri înscrise, care ar fi trebuit să fie vreo 50 și ceva de căsătorii în acel an, dar mă rog, atât am primit până acum documente și o sărbăm la Ciobănașul. Va fi o festivitate, bineînțeles, la Sala Mare a Primăriei. Ne vom mâna diplome, flori, șampanie și toate celelalte, după care vom oferi o masă în cinstea celor care au rezistat 50 de ani împreună și merită acest mic cadou din partea noastră și această atenție. Pe lângă binemeritatele diplome care atestă acest fapt, acela de 50 de ani de la căsătorie, cei care își vor sărba nunta de aur se vor putea bucura și de un ambient plăcut oferit de către primarul Câmpulungului. În evidența primăriei sunt 50 de cupluri care s-au căsătorit acum 50 de ani.